Felicitări, maestre, și vă poftesc în culise că am o vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Cobilița, Marius Florea, cel fără de care n-ar fi existat nimic din ce vedeți aici, pentru că el era și prieten și colabora cu domnul Liviu Ploaie, care tocmai a ieșit în culise, și vroiam să-l bârfesc și nu puteam, dacă rămâne aici lângă noi. Așa, și ne cunoștea și pe noi, colabora cu noi și uite așa. Domnule manager, vă place Cobilița noastră? Cobilița noastră? Absolut. E un loc unde am ocazia să mă mândresc cu munca pe care noi o facem și oamenii au mai puțin acum acces la activitatea noastră, în general a tuturor artiștilor, și sunt, nu știu, sunt copleșit de tot ce se întâmplă. Abia aștept să văd la televizor ca pe scenă, sunt amețit, numai de bucurie, de altfel, că n-am mai fost de mult pe scenă și mi-era dor și mie, la fel ca și celorlalți, de scenă. Și sperăm să revenim cât se poate de repede la normalitate. Spune-ne ceva simplu. Să cântăm. Simplu se cheamă piesa care urmează. Dar nu e simplă deloc, vă spun eu.